este doliu în muzica populară. Din păcate, un solist îndrăgit din Arad s-a stins din viață la doar 58 de ani. Cu o zi în urmă cântase alături de formația sa, fără să știe că aceea va fi ultima dată când oamenii îl vor auzi. Despre cine este vorba? Ei bine, Aurel Ungur, solistul de a devenit celebrul datorită melodiilor, cântecul șoferului, măi nană de la carand, măi vecine, măi vecine sau la pădure trebuie cios, s-a stins din viață, acesta a decedat duminică, 2 iulie 2023, la doar 58 de ani cu o seară în urmă cântase alături de formația sa, pentru cei care doresc să își a rămas bun de la el, o pot face luni 3 iulie 2023 și marți 4 iulie 2023 de la ora 19 la Capela Cimitirului Aradul Nou. Înmormântarea sa va avea loc miercuri, 5 iulie 2023, a anunțat familia sa prin intermediul rețelelor sociale. Sincere condoleanțe familiei!